Oceanografii de la bordul unei nave au descoperit ceea ce părea a fi un drum de cărămidă pe fundul oceanului. Echipa de cercetători explora fundul oceanului din jurul Monumentului Național Marin, un lanț muntos vulcanic subacvatic pe lângă coasta Hawaii, când s-a întâmplat să găsească structura asemănătoare unui drum de cărămidă. Descoperirea a fost transmisă în direct pe canalul de YouTube al expediției. "Glumești, aceasta este o nebunie!" a exclamat un cercetător când echipa a descoperit structura la aproape 1000 de metri sub suprafața oceanului. "Este drumul către Atlantida," a spus un alt membru al echipei. Ceea ce părea a fi un drum de cărămidă era de fapt o placă de rocă vulcanică, care se presupune că s-a fracturat în cursul unui proces de încălzire și răcire. Formațiunea este cunoscută și sub numele de Albia uscată a lacului și a fost identificată mai târziu ca o rocă. Echipa a observat numeroase creaturi fantastice în timpul călătoriei lor, inclusiv porci de mare, castraveți de mare și stele de mare. Ce se știe despre Atlantida? Atlantida a fost consemnată în scrierile celebrului filozof grec Platon în jurul anului 400 înainte de Hristos. El a descris o civilizație insulară avansată care a condus un vast imperiu maritim. Potrivit lui Platon, Atlantida exista cu aproximativ 9000 de ani înainte de era sa. Orașul din centrul acestui imperiu a fost descris ca având, printre alte caracteristici, un port enorm și stâlpi uriași de intrare. Avea un templu al zeului Poseidon și bucăți circulare masive de pământ sculptate. Se crede că un dezastru natural, un cataclism, cum ar fi un tsunami sau un eveniment vulcanic, a distrus această civilizație. Oamenii de știință nu au găsit încă dovezi concludente că Atlantida exista vreodată și mulți savanți cred că Platon a inventat mitul ca o modalitate de a-și prezenta teoriile filozofice, relatează Antena 3.ro.